Dar, domnul secretar de stat Crioșteanu este alături de noi, domnul director general Simu, l-am trimis în altă parte, sunt eu aici ca să preiau în mod onorific ceea ce mânați astăzi. Asta e o precizare pe care trebuia să o fac. Am în calitate cât de cât de gazdă, îmi permit să spun lucrul ăsta, să-i mulțumesc și domnului director Bizan și portului Constanța că ne-au găzduit astăzi. Eu mulțumesc pentru ceea ce arată implicarea Comisiei Europene a finanța aceste tipuri de proiect, fie că vorbim de CEF-uri, fie că vorbim de Solidarity Lane și toate lucrurile pe care sau despre care am vorbit cu toții, am văzut necesitatea în această perioadă de a avea dezvoltată capacitatea și în portul Constanța și pe ceea ce înseamnă legăturile cu Ucraina și cu Republica Moldova. Această dorință și a noastră și a Comisiei Europene de a se investi și de a face proiecte noi care se ducă la dezvoltarea acestor capacități. Astăzi este o parte din ceea ce ne-am propus, mai ales pe zona feroviară legată de partea adiacentă portului Constanța. Vă spuneam și săptămâna trecută că avem proiecte și pe POT, program operațional transportul, și pe ceea ce înseamnă CEF și pe toate aceste linii de finanțare, proiecte pe zona feroviară de aproape 1 miliard de euro. În această zonă adiacentă portului Constanța, pe partea feroviară. Ce va duce la creșterea acestei capacități? Sigur, acum vorbim de Valul Traian. Deci, aproape 43,5 din acest fond de finanțare. Mulțumesc mult, scuze, doamna. Să facem această formalitate oficială pentru înmânarea Comisia Europeană, Directoratul de Transport, partea Connecting Europe Facility, unul pentru, așa cum ați menționat, prima fază a infrastructurii de cale ferată de intrare în port, de 43 de milioane de euro, și asta pentru podul Ungheni-Ungheni, de 16 milioane de euro. Nu să putem să dăm direct vă rog să... Mulțumesc, să le folosiți cât mai repede. Sunt de acord să spun și eu. Pentru infrastructura de transport europeană, cu atât mai mult în contextul actual al efortului pe care România și întreaga Uniune Europeană, Directoratul de Transport îl face pentru coridoarele solidarității. Asigură transportul de mărfuri are nevoie de o modernizare susținută
Și în acest context aș vrea să văd care sunt exact felul, care sunt modalitățile în care Comisia Europeană împreună cu autoritățile române pot ajuta la dezvoltarea și modernizarea acestui port. Vreau să mulțumesc tuturor celor care lucrează în port, companii, lucrări. Autorități, pentru că au reușit să sprijine în drumul de recunoaștere și un potențial. Vă spuneam că ieri am fost la Chișinău pentru a asocia Moldova la acest mecanism de finanțare europeană, cel mai important mecanism de finanțare a infrastructurii de transport în Uniunea Europeană, mecanismul de interconectare european. Aceste două granturi pe care le-am prezentat astăzi fac parte dintr-un apel de proiecte în cadrul mobilității militare, bani special pentru dezvoltarea infrastructurii în scopul mobilității militare. Sunt două proiecte de succes pe care România, Ministerul Transporturilor, prin direcțiile de specialitate, le-au depus și le-au câștigat într-un apel de proiecte foarte competitiv, pentru că sunt cereri foarte mari la nivelul întregii Uniuni Europene pentru dezvoltarea infrastructurii atât de transport, cât și în particular pentru mobilitatea militară. De ieri și Moldova este asociată cu drepturi depline în acest program european, ceea ce este fără precedent. Nu s-a mai întâmplat până acum ca o țară care nu este membru al Uniunii Europene să poată să acceadă direct la acest program. Noi vedem de la Bruxelles tot efortul care se face pentru coridoarele solidarității. România se vede extraordinar de bine, pentru că este un partener extraordinar de serios, o țară membră care a făcut un efort deosebit. Majoritatea schimburilor comerciale sunt pe clusterul care ține de România, că e vorba de Dunăre, că e vorba de Portul Constanța. Sigur, avem o viziune clară asupra proiectelor care trebuie în continuare desfășurate și realizate pentru a îmbunătăți aceste coridoare de transport. Nu o facem pentru Ucraina sau Moldova anume, o facem și pentru România, pentru că toate aceste infrastructuri care se vor dezvolta cu finanțări special dedicate rămân aici și contribuie la dezvoltarea rețelei de transport din România. Că e vorba de port, că e vorba de canalul Sulina, care va deveni cu proiectele care sunt acum în derulare cu sprijinul finanțării europene balizat peste noapte, de exemplu. Canalul Sulina a plecat la 2-3 vapoare, barje care treceau pe zi, vapoare. Și acum a ajuns la 10-15, o să ajungă la 20. Asta arată că s-a investit foarte mult, că operațiunile merg din ce în ce mai bine. În felul acesta vedem România în raport cu coridoarele solidarității. Sigur, mai vedem proiectul Fast Danube, pentru că Dunărea trebuie să devină navigabilă tot anul. Face parte și asta din coridoarele solidarității, pentru că sunt mărfuri care pot merge pe Dunăre către Budapesta, Viena și apoi către porturile de la Marea Adriatică. Vedem portul Constanța în plină efervescență, dar trebuie să venim cu investiții suplimentare pentru modernizarea portului. Ca să dau un singur exemplu, pe care sunt sigură că și domnul ministru îl cunoaște foarte bine, cel legat de eficientizarea operațiunilor, digitalizarea operațiunilor, a documentelor, a căilor de acces și așa mai departe. Vă felicit încă o dată, domnule ministru, pentru felul în care Ministerul derulează aceste proiecte necesare finanțării europene.
Eu sper și am ambiție ca la sfârșitul mandatului meu de comisar european să putem trage linie și să vedem că România a absorbit peste 100%, dacă sunteți curioși cum se poate, vă spun, fondurile la care ar avea acces prin mecanismul de conectare al Europei, alături de celelalte fonduri europene, care sunt fonduri regionale, de coeziune și așa mai departe. Eu vă mulțumesc, vă stau la dispoziție pentru întrebări și desigur, domnului ministru, pentru completări. Și eu vă mulțumesc. Ca să continui de unde a rămas doamna comisar, vă anunțam în urmă cu o săptămână tot aici la Constanța că pe programul operațional infrastructură mare noi am reușit să terminăm, să avem absorpție 100%. Ceea ce ne-a dus în situația în care am cerut sumele respective de pe alte componente să se suplimenteze la Ministerul Transporturilor ca până la sfârșitul anului să mai putem accesa sume, să nu fim nevoiți să le să spunem așa, trimitem înapoi la sfârșitul anului, fiind acea regulă de N plus 3, sau să nu fim în stare să-i cheltuim, să cheltuim aceste sume. Mi s-a aprobat încă 10%, din care aproape așa, din 450 de milioane suplimentar, deja am cheltuit 100 de milioane sau s-au accesat. Probabil că în săptămânile viitoare vom termina și această suplimentare. Dar asta este o componentă, așa cum a spus doamna comisar. Mai sunt și celelalte componente, cea care ține de Connecting Europe Facility, CEF-urile de care se vorbește astăzi. Dar, înainte de a vă sta la dispoziție cu întrebări, cred că merită să mai fac una sau două precizări. De dimineață am fost împreună cu domnul director Vizan, cu domnul prim-ministru Ciucă și cu domnul prim-ministru al Republicii Coreea și s-a semnat la București, la Palatul Victoriei, memorandumul de înțelegere între și de cooperare între Portul Constanța și Portul Busan. Portul Busan fiind între primele porturi din lume ca trafic de containere, nu știu dacă nu se află în primele trei. Toate acest, sau acest memorandum vă duce la, și acest lucru vă duce la sporirea capacității portului Constanța. Se au în vedere diverse proiecte cu cei din portul Busan. Un alt lucru, că tot vorbeam de CFR, mă aduceți aminte, în urmă cu un an când am venit aici și erau cele 99 de linii și arătau cum arătau cu acele vegetat, cu acei pomi ieșiți printre 85 din 99 de linii au fost reabilitate, v-aș ruga să mergeți, eu am imagini să le vedeți. Mai sunt 14 care se vor termina în perioada imediat următoare. Vreau să-i felicit pe cei care au făcut acest lucru. Și acest lucru duce la sporirea capacității. Vorbim de linii de cale ferată care nu au fost folosite din anii 90, așa cum bine știți, și care erau ocupate cu material rulant care se afla în starea pe care de asemenea o cunoașteți cu toții. Mai spun o dată, tot ce înseamnă investiții pe zona feroviară, că vorbim de Valul Traian și pe tot ce înseamnă adiacent portului Constanța, vorbim de aproape 900 de milioane de euro, dacă nu chiar mai bine, și de o rețea ca lungime de 257 de kilometri de linie de cale ferată. Prima etapă a acestei licitații are ca termen de depunere de ofertă în 8 iunie. Deci, destul de repede. Așa că și pe această componentă se intră pe linie dreaptă. Și ultima chestiune, sigur, vă stăm la dispoziție cu răspunsul, dacă aveți întrebări. Împreună cu domnul Pistol,
având totuși o perioadă în care intrăm în zona estivală, având în vedere că există aceste lucrări pe podul de la Fetești, Balțul Borcea, și care vor crea un disconfort în perioada următoare, l-am rugat pe domnul Pistol să ia în calcul următorul lucru. Pe această perioadă, până la terminarea lucrărilor, să vedem dacă putem, și cred că putem, să eliminăm taxa de pod. Până la terminarea acestor lucrări. Așa că v-aș ruga să aveți în calcul acest lucru în perioada următoare. Da? E... În momentul în care s-a început decopertarea, în această ultimă etapă, lucrurile au stat mai prost decât s-a anticipat. Nimeni nu vrea să-și asume să facă lucrări de mântuială pe acest proiect important. Noi am sperat că undeva la sfârșitul lunii iunie, nu, domnul director, puteam să-l dăm în circulație. Pare că se duce și în luna iulie. Și atunci, fiind în vârf de sezon, toate aceste lucrări vor crea un anumit disconfort. Și cred că noi putem să ne asumăm în această perioadă, până la finalizarea acestor reparații, să ne asumăm această decizie pe care... Începând de cât mai repede, dar ține de CNAIR. Așa că de-aia am făcut și public acest lucru, ca să faceți presiune pe domnii de la CNAIR. Acum, de chestiune de zile. Reparațiile eu sper să se termine până la început de august. Sunt legate cele două lucruri. Scuzați-mă, dar sunt lucruri care nu pot să le separ. Și nu putem să le separăm. Cred că am fost clar din acest punct de vedere. Vă rog, dacă mai aveți întrebări. În contextul modernizărilor pe care dumneavoastră le-ați inițiat în infrastructura feroviară din portul Constanța, ce înseamnă acest grant pentru mobilitate militară pe care dumneavoastră l-ați stabilit acoperit astăzi? Cu ce vine plus și ce înseamnă mobilitate militară ca să pricepem exact? Sigur, bună ziua, domnule Tedescu. Acest mecanism de finanțare pentru infrastructură în Uniunea Europeană conține un capitol care este destinat proiectelor numite de mobilitate militară. Ce înseamnă? Nu e în contextul agresiunii din Ucraina. Așa este regulamentul european, așa a fost conceput de la bun început acest mecanism de finanțare, pentru că s-a constatat că infrastructura civilă adeseori ar trebui și ar putea și ar trebui să fie folosită pentru mobilitate militară, dar nu este peste tot adaptată. Ce s-a întâmplat, ce am făcut noi, Comisia Europeană, este că am făcut împreună cu NATO o hartă a standardelor și proiectelor și proiectelor comune de infrastructură, acolo unde lucrurile se pot suprapune, și am decis acordarea acestui mecanism de finanțare pentru a corela, a ridica standardele la standarde militare. Un pod care, să spunem, ar putea fi și pe o hartă militară, numai pe cea civilă, are nevoie, să spunem, să țină un tonaj mai mare. România a aplicat și a luat finanțare pentru 6 poduri pe această linie de finanțare europeană la apelul de proiecte de anul trecut. Sunt 6 poduri în România care vor fi ridicate la acest standard din linia de finanțare Connecting Europe Facility. Tot în cadrul acestui apel de proiecte pe finanțare de mobilitate militară, sigur, noi ce facem? Întrebăm guvernele ce proiecte aveți sau unde ați avea nevoie, veniți cu proiecte, intră în competiție, pentru că să știți că și Franța și Germania, toată lumea are nevoie
să facă upgrade-uri pentru utilizare militară a infrastructurii civile și se face un concurs de proiecte și unele câștigă. Altele vor reveni la alte apeluri de proiecte. În acest context, România a primit aceste două finanțări. Este prima etapă pentru, dintr-un proiect mai mare, eu, la noi figurează cererea de 140 de milioane pentru tot proiectul. Sigur că e în cofinanțare, 50% până Uniunea Europeană, 50% guvernul țării respective. E un proiect în trei etape care care finanțează liniile de acces, reabilitare și modernizare a liniilor de acces la port, dar și liniilor de cale ferată din port, înțeleg că sunt foarte mari, acela va veni în partea a doua. Avem câteva, România are câteva proiecte depuse care sunt acum în evaluare, astea au fost deja câștigate, dar mai are mai multe poduri, de exemplu, cu Republica Moldova. Între ele, acest Ungheni-Ungheni este un pod rutier. Uniunea Europeană finanțează, cofinanțează cu România structura efectivă a podului rutier de la Ungheni, care vine și completează A8 către Republica Moldova. Republica Moldova va finanța căile de acces către pod și România mai are un proiect pe care îl finanțează Ministerul Transporturilor pentru tot ceea ce înseamnă parcare inteligent, acces către pod și așa mai departe în zona Ungheni. Acesta este contextul despre care vorbim cu mobilitatea militară. Nu, înseamnă că se aliniază harta infrastructurii civile cu harta infrastructurii necesare mobilității militare la nivel european și dacă în această suprapunere și aliniere sunt elemente de infrastructură care necesită aduse la un standard care să fie util și mobilității militare, atunci îl finanțăm de la Comisia Europeană. Asta este ideea. Cele 6 poduri, nu le știu pe de rost. Da, exact, exact. Că m-am uitat pe asta, Ovidiu. Mai este ceva argint. Azuga, este un alt pod la Azuga. În fine, nu le rețin pe toate. Dar astea sunt deja finanțate. Mai sunt acum poduri cu Republica Moldova, care sunt în evaluare și cred că sunt proiecte destul de bune. Felul în care funcționează este că promotori care pot fi autorități locale, județene care pot fi companii private, promotori de proiecte, depun, concep aceste proiecte, vin cu ele la Ministerul Transporturilor, care este facilitator și le trimite către noi. Domnul ministru știe că de la începutul mandatului meu am creat un grup de suport care se uită pe aceste proiecte înainte de a fi depuse, dacă are puțin timp, pentru a ajuta, să spunem, calitatea lor în acest proces de competiție cu alte proiecte pentru finanțare. Care celălalt? Da, celălalt este podul Ungheni-Ungheni, v-am spus. 16 milioane pentru podul Ungheni-Ungheni, finanțare 50% și 43 de milioane pentru prima etapă a modernizării liniilor de cale ferată adiacente portului Constanța, dar și din interiorul portului, că este mai mare, Vadului Traian. Da. Păi pe cine? Mulțumesc pentru întrebare. O să-mi permit să dau un răspuns un pic mai lung. De ce? Pentru că e necesar să vă faceți imaginea de ansamblu. Undeva la sfârșitul anului 2021, începând de 2022, CFR Marfă se afla în o situație economică dezastroasă, fiind în acea zonă premergătoare falimentului, numită Concordat.
Eu am mers la comisie, atunci m-am întâlnit și cu doamna vicepreședintă Verstager, cerându-ne, nu din 2022, comisia ne cere de vreo 10 ani să închidem CFR Marfa. Și știți lucrul ăsta undeva, și nu doar comisia, și FMI-ul și Banca Mondială, de prin 2012 ni se cere acest lucru. Tot la început de 2012 s-a întâmplat ceva. Fostul director a reușit în ghilimele pe ultima sută de metri, înainte de a pleca, să mai facă un contract, tot în ghilimele, avantajos pentru CFR Marfă, ca să ducă și mai în, pe minus această companie, așa cum s-a întâmplat an la rând. Și aici nu mă spun. An la rând s-au făcut asemenea contracte care au fost dezavantajoase pentru această companie și care au dus-o în situația pe care o știți cu toți. Care au dus-o inclusiv în situația pe care ați văzut-o și în portul Constanța, cu vagoanele abandonate pe liniile de care vorbeam mai devreme, cu tot ce ține de, inclusiv de bunurile imobile de pe raza portului Constanța, situație groaznică. Am schimbat managementul, de fapt a plecat, a făcut acel contract și a plecat fostul director. Am schimbat managementul, vreau să vă spun că i-am cerut un singur lucru noului director. Ca toate aceste contracte să fie reziliate, toate. Să știți că într-un an de zile s-a reușit să se treacă pe profit operațional. Eu am trimis și către comisie. Iar anul ăsta se va trece pe profit efectiv la CFR Marfa. Ceea ce este incredibil. Într-un an și ceva, făcând doar un pic de curățenie pe aceste contracte. Eu sunt de părere că în momente, mai ales cum au fost cele de pe, din anul 2022 și care sunt și în acest an, cele legate, de exemplu, de conflictul din Ucraina, e nevoie de o companie, așa cum a fost compania și este compania CFR Marfa, care a asigurat, nu doar pentru statul român, ci pentru toți cei care s-au nesitom de partea Ucrainei, acest schimb absolut necesar în această perioadă. Faptul că a trecut pe plus e un lucru bun. Faptul că se îmbunătățesc toți acești indicatori economici e un lucru bun. Suntem în perioada în care, totuși, cele aproape 4 miliarde de euro, de lei pe care le au datorii, ca și datorie cei de la CFR Marfa, totuși trebuie recuperate. Și se face această valorificare a acestor active. În paralel, ca să respect ce ne-am înțeles cu Comisia Europeană, cu doamna vicepreședintă Verstager, pe scenariul Alitalia, nu știu dacă știți, acolo, mă rog, din mers s-a făcut o nouă companie, ITA, cred că se numește. Care se vinde acum. Așa, pe acel scenariu am dat drumul și să se organizeze o nouă companie care să rămână cu partea sănătoasă din CFR Marfa. Dar deocamdată ne aflăm pe drumul pe care vi-l spuneam mai devreme, acela de însănătoșire a pacientului pe care îl credeam mort. Mulțumesc. Puțin despre proiectele orașului Constanța. L-am informat pe domnul primar despre faptul că în noul regulament al rețelelor de transport europene am creat conceptul de noduri urbane. Constanța va fi un nod urban. Că referitor la acest concept de noduri urbane există
să spunem, obligații ale autorităților locale înscrise în, sau propuse în regulament, cum ar fi crearea obligatorie a unei strategii de sustenabilitate urbană, deci planificare sustenabilă, care trebuie să conducă la dezvoltarea armonioasă și sustenabilă a serviciilor și a rețelelor din oraș. Desigur că m-am interesat în acest context de transportul urban, dar l-am informat și despre faptul că odată cu aceste obligații există și oportunități, pentru că tot în acest Connecting Europe Facility despre care am vorbit în relație cu mobilitatea militară, avem și apeluri de proiecte pentru transport sustenabil urban, să spun. Cum ar fi puncte de încărcare pentru pentru mașini electrice, în partea rețelei de terminale, să spunem, de pasageri sau de mărfuri multimodale. Deci tot ceea ce se leagă de sustenabilitatea transportului, transport urban inteligent. Parcările am discutat despre ele, însă în context nu urban, ci în contextul județean, pentru că unul din elementele pe care le introducem de asemenea prin acest regulament european este cerința de a avea parcări inteligente și sigure pe coridoarele de transport. Asta este o problemă pe care o știm foarte bine noi românii de la transportatorii noștri, care de multe ori nu au servicii și nu sunt în siguranță atunci când își desfășoară operațiunile de transport de marfă. Asta se introduce ca obligațiune europeană, dacă vom reuși să o agrem cu toate statele membre, pentru că sunt unele state membre care se opun, nu România. Dar în orice caz există posibilitatea și avem linie de finanțare deschisă pentru acest tip de parcări. De ce ar fi important pentru România? Pentru că avem cozile de camioane la graniță. Granița Schengen, granița cu Bulgaria. Ne-am spus tot timpul autorităților locale și regionale că aceasta este o oportunitate de finanțare, pentru că sunt foarte mulți posibili operatori privați, nici nu trebuie bani publici, care ar putea să dezvolte aceste parcări absolut necesare transportului de marfă, dar foarte bune și pentru economia locală. Noi am finanțat deja prin SEF o astfel de parcare în județul Timișoara, în județul Timiș, și sigur încerc să-i fac să promovez ideea, pentru că este utilă și este păcat că există linie de finanțare să nu profităm cât mai mult de ea. De ce nu vreau să profite de ea? A, nu, este nouă. Deci suntem, nu e că nu vrea cineva să profite, dar este, să spunem, o linie de finanțare mai nouă și suntem în proces de a-i face reclamă, ca să spun așa. Da, e o problemă pe care o ridică de obicei, dar în exemplele pe care eu le am, nu trebuie să o finanțeze din bani publici, pentru că pur și simplu poate fi un promotor privat de proiect care dorește să facă acea parcare, pentru că ea, o parcare de tinuri cu toate serviciile aferente, cu sistem electronic de planificare, de acces în vamă și așa mai departe, tot este un business extraordinar, nu trebuie finanțat, subvenționat din bani publici. Cred că știu eu, s-ar putea să vă referiți la altceva. No, eu nu cred că municipiul Constanța sau un oraș de mărimea Constanței nu are sumele necesare de cofinanțare la o parcare. Nu cred așa ceva. Și cu alte orașe de tipul și de forța Constanței. Că nu vorbim de municipii totuși care n-au venituri și sunt mai mici. Dar eu cred că s-ar putea să vă referiți și la altceva, la proiecte care vor fi pe programul operațional de transporturi și pe care noi le-am lansat și am lansat invitația către municipalități în a veni
să acceseze acele sume de care vă spuneam și săptămâna trecută pentru dezvoltarea transportului metropolitan. Că sunt linii de cale ferată metropolitană, că sunt, dacă vreți, se pot cumpăra, se poate cumpăra material rulant, adică trenuri și care să deservească această zonă metropolitană, aici da. Aici e o problemă de cofinanțare, pentru că vorbim de sume mari. Aici ar putea să existe această problemă, deși în momentul în care vorbești de un oraș care trebuie să se dezvolte într-un ritm susținut și în care, din punct de vedere al transporturilor, vă spuneam și săptămâna trecută, eu cel puțin și noi toți îl considerăm județ cheie în România și nu doar, eu cred că soluții se pot găsi și se vor găsi. Sunt convins, pentru că sunt absolut necesare din acest punct de proiecte de acest tip. E competitivă această linie. Sunt și alte orașe care în mod sigur vor aplica. Timișoara, Cluj, Oradea, Brașov, sunt convins de acest lucru. Craiova. E competitivă această axă. Eu am trimis către toate municipiile reședință de județ aceste... Am aflat astăzi, da? Că aveți un astfel de proiect. Dar aici, dacă permiteți, aș adăuga că, într-adevăr, trenurile metropolitane sunt utile, dar ideea trebuie să pornească cumva de la comunitate. Adică, eu am înțeles din discuția pe care am avut-o cu autoritățile locale că, de exemplu, din punct de vedere regional, ar fi mult mai atractiv sau util, mai ales pentru transportul în sezonul estival, o mai bună sau o modernizare, o îmbunătățire a conexiunilor pe litoral către Mangalia. Astea sunt lucruri pe care le-am discutat. Eu nu spun că e mai bine sau mai rău, dar doar că și acesta a fost unul din punctele pe care le-am avut. Și într-adevăr știu că ideea asta este legată mult și de felul de utilizare a unui etichet unic pe mai multe mijloace de transport. Deci trenul metropolitan e un concept care nu e musai să fie un tren. Va să fie o combinație de mijloace de transport care și este felicit ministerul că a pornit o astfel de inițiativă, pentru că e una pe care și la nivel european, din punctul de vedere al Pactului Verde, o sprijinim foarte mult. Eu cred că e corect ca fiecare municipalitate să vadă dacă e util sau nu o investiție de acest tip. Jobul nostru, treaba noastră la minister este să deschidem aceste linii de finanțare. Că anumite municipalități vor, să știți că am și avut discuții, chiar săptămâna trecută cu două săptămâni cu domnul președinte Bolojan, fost primar la Oradei, domnul Bolojan, care vrea să acceseze ambele componente. Și cea de infrastructură și de achiziție de material rulant. De asemenea, Clujul. De asemenea, Craiova. Adică, dar fiecare știe necesitățile. Aici nu poate să vină ministerul să spună, da, domnule, vă obligăm să luați. Sau dacă nu, dacă municipalitatea consideră că alte tipuri de dezvoltări, de infrastructură sunt mai urgente sau mai potrivite pentru Constanța, atunci accesează acele tipuri. Nu pot să le fac să decid, sau nu se poate să decidem noi să știm mai bine prioritățile decât autoritățile locale. Ei și le decid și ei hotărăsc din acest punct de vedere. Mulțumim. Pentru că trebuie să merg în port cel puțin. Ce să vă spun? În 25 mai
se semnează, e un proiect finanțat prin PNRR. Eu felicit municipalitatea din Cluj că a fost ambițioasă și că a reușit să introducă în PNRR un proiect major cum e metrou. Da. Asta este un lucru foarte bun. Sunt invidios ca timișorean pe clujeni. Vă spun sincer acest lucru. Sunt invidios și mi-este ciudă că administrația din Timișoara n-a fost în stare să depună un proiect de asemenea amploare, cum a făcut administrația din Cluj. Undeva în 25 mai, eu am avut o discuție alaltă ieri cu domnul primar Boc, m-a invitat în 25, dacă nu mă înșel mai, la Cluj, la semnarea contractului de finanțare și a contractului de execuție a primei faze pentru metrou la Cluj. E un lucru foarte bun. Termenul prin PNRR e 2026, așa cum știți, ca la toate investițiile. Și încă o dată îi felicit. Sincer, sunt invidios ca timișorean pe ce au făcut și ce s-a făcut acolo. Domnule ministru, o să vină oricum în faza a doua la dumneavoastră, pentru că prin PNRR e doar partea de tunel. Știu, de-aia am spus faza întâi. Am urmărit de memorandum care s-a semnat fost împreună cu domnul prim-ministru Ciucă și cu președintele Camerei Deputaților și cu alți, cred că 3 sau 4 colegi din guvern în urmă cu câteva luni, așa cum știți, în Coreea. Țintele pe care le-am avut este să avem o prezență și acest parteneriat cu Busanul, ei având deja o anumită intrare pe această zonă în Uniunea Europeană, a care țin bine minte, având un parteneriat cu Rijeka, în Croația. Am ținut neapărat să facem această dezvoltare, având în vedere că în anii viitori, cred că dezvoltarea și pe ceea ce înseamnă partea estică a Mării Negre, dar mai ales ca și poartă de intrare în Uniunea Europeană, Constanța, fiindcă eu cred că într-un final o să intrăm și noi în Schengen. Extrem de importantă, cum spuneam, e și pentru coreeni această dezvoltare pe care o fac la Constanța, fiind cel mai apropiat punct prin care poate să ajungă din... Ce vă spuneam atunci? La dezvoltarea capacităților portoare inclusiv din portul Constanța, se va intra pe o zonă de parteneriat între cele două porturi. Este incredibil. Eu am fost și toți am fost, toată delegația în urmă cu ceva timp la Busan, iar dezvoltarea acelui port este ceva pe care doar, dacă vreți, în filme SF poți o vezi. Mi-aș dori ca toată această dezvoltare a capacităților portuare din Constanța împreună cu administrația din Busan să se desfășoare în același ritm. Cum a modalitatea în care directoratul și cei de aici vor înțelege să meargă pe anumite componente sau pe altele, cred că le va dezvolta domnul Vizan, care astăzi dânsul a semnat, n-am semnat eu. Da? Nu cred că eu țin. Să știți că e un program pe care doamna... Dacă... Haideți să mai lăsăm, nu? Da. Haideți mai lăsați. Și la personal, dacă este justificat pentru ajutorul de 40 de milioane de euro. Nu e
corect pusă problema. Problema este că Tarom a primit bani, nu urmează să primească bani la schimb cu... A primit ajutor de stat și acum pentru a fi aprobat ajutorul de stat de către Comisia Europeană, nu vorbesc în nume propriu, deși sigur suntem consultați cei de la transporturi, pentru că răspunde de sectorul de aviație, dar sunt consultați tehnic din punct de vedere al competiției și ajutorului de stat. Este vorba de Digi Competition, doamna vicepreședintă Vestager, pe care a menționat-o și domnul ministru în contextul CFR Marfa. Deci ei se ocupă de asta. Ce înseamnă? Ei sunt, cei de la competiție, sunt favorabili companiei Tarom. Ei nu doresc să impună nimic. Compania Tarom trebuie să meargă la, cu un plan de restructurare și de achitare a acestor ajutoare de stat. Cum își desenează planul depinde direct de compania Tarom. Pot să vă spun că sunt într-adevăr mai multe metode prin care compania trebuie să convingă autoritățile de competiție că poate să-și aducă aportul propriu de capital în această restructurare. Ce au ei ca asset-uri? Ce viziune au, dacă asta înseamnă o rută sau altceva, este strict la latitudinea companiei ce propune, pentru ca în suma de X milioane să își aducă o contribuție proprie la bugetul de restructurare. În completare, dacă îmi permiteți, săptămâna viitoare e ultima discuție pe care o avem, apropo de acceptarea contribuției de care amintea doamna comisar, lucrurile sunt quasi închise din acest punct de vedere și toate semnalele sunt mai mult decât pozitive. Probabil săptămâna viitoare va fi ultima discuție din acest punct de vedere. Iași, din câte știu eu, colegii mei de pe zona de aviație și știu bine, au programat o videoconferință cu cei de la comisie săptămâna viitoare. Întrebare pentru doamna comisar, sunt întrebare pentru domnul Grindea. Doamna comisar candidată a europarlamentare și domnul Grindea, trebuie ca Ministerul Transporturilor să renunțe la o parte din secretarii de stat, așa cum vrea? Ce-mi place, răspunde eu primul. Răspunde eu primul, ca să fiu nepoliticos. Am să vă spun mai mult decât atât. Eu cred că odată cu nou guvern trebuie să fie mai puține ministere, nu doar secretari de stat. Asta este un lucru pe care eu am spus și lui Marcel Ciolacu, și lui Nicolae Ciucă, și lui Kelemen Hunor. Este punctul meu de vedere că sunt prea multe ministere, nu doar secretari de stat. Și dacă tot vrem să începem să facem ceva, dincolo de reducerea numărului de secretari de stat, trebuie redus și numărul de ministere. E punctul meu de vedere și mi-l spun și îl spun public, l-am spus și colegilor mei, nu cred că sunt singurul care crede acest lucru. Pot să dau exemple, dar s-ar supăra colegi de-ai mei din guvern dacă aș da un exemplu sau altul acum de cum s-ar putea comasa anumite ministere, dar e absolut necesar. Fără niciun fel de discuție. Și nu doar secretar de stat, subliniez, trebuie să se comaseze ministere, să fie mai puține. Cum în luna iunie, eu nu vreau să-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar în luna iunie, din punctul meu de vedere, guvernul trebuie să vină în fața Parlamentului să-și asume răspunderea pe cea lege legată de pensiile speciale, și anume eliminarea pensiilor speciale, prin asumarea răspunderii. Ca să terminăm o dată această discuție și să putem să intrăm pe acea zonă în care să nu mai avem semne de întrebare dacă accesăm sau nu tranșa 3 din PNRR. Pensii speciale, din punctul meu de vedere, în afară de o anumită zonă din armată, de oameni care au fost în câmpurile de bătălie și care au fost direct pe front, nu trebuie să existe decât pe principiul contributivității. Nu poți să ieși la 50 și ceva de ani, 51-52 la pensie, să-ți iei, sau 40 și ceva, să-ți iei și pensie specială, să fii și angajat și să mai dai și lecții. Deci nici
magistrații nu trebuie să aibă. Din punctul meu de vedere, nu. Eu nu cred că un magistrat, repet, o să fie declarația asta, am colegi în guvern, colegi în, mai mulți care se vor supăra pe mine, dar mi-asum, cu toți ăsta de vedere, un magistrat care ajunge la 50 de ani, din punctul meu de vedere, are, atunci are maturitatea deplină în a desfășura activitatea. Să vii la 50 ceva de ani, să ieși la pensie, să faci, să ai pensii mai mari decât cât aveai salariu, că știți că s-au folosit tot felul de tertipuri de acest tip, nu neapărat la magistrați. Dar mi se pare că lucrurile astea trebuie clarificate și nu pot fi clarificate rapid decât într-un singur mod. E părerea mea. Asumarea răspunderii în fața Parlamentului în luna iunie, odată cu nou guvern, pe această lege și am terminat discuția. Mulțumesc, doamna. Iar eu nu pot să vă dau un răspuns pentru că nu m-am gândit, dar... Nu m-am gândit, nu m-am hotărât. Doamna comisar, vă rog, vă spun o întrebare. Ultima, promitem, ați văzut Constanța, e un șantier. Multe dintre proiecte... Ce anume? Cine? Ați văzut așa Constanța, cât ați apucat. Este un șantier. Multe dintre proiecte sunt în mobilitate urbană și au tratament de finalizare 31 decembrie 2023. Multe dintre ele nu vor fi gata. Există vreo posibilitate din experiența dumneavoastră ca aceste contacte să fie prelungite, să se intre pe fazare, așa să nu se mai poate. Sau vor fi pierdute. Dar nu sunt proiecte care sunt în gestiunea... Vor fi continuate de la din câte știu, nu se acceptă prelungirea perioadei de utilizare a acestor fonduri, dar este posibil că dacă un proiect este început, lucrări efectuate, probabil că plățile pot fi efectuate mai târziu. Nu luați 100% ceea ce vă spun eu, dar sunt absolut convinsă că primar sau cei autoritățile locale pot să vă spună mai exact cum stau lucrurile, pentru că sunt, cum să zic, în prima linie a acestor fonduri de utilizare. Mulțumim!